Salutare, prieteni! Probabil am asistat la cea mai lungă și densă prezentare Apple din ultimii ani, tare multe chestiuțe noi, dar sincer, nimic spectaculos. Câte device-uri noi au fost prezentate? Zero. Însă asta nu înseamnă că nu s-au anunțat lucruri importante, de aia eu ca de obicei am filtrat totul la maxim și iată principalele noutăți despre iOS, iPadOS, WatchOS și macOS povestite în timp record, să-i dăm bătaie! Începem cu iOS 15. După un an plin de videoconferințe, Apple îmbunătățește FaceTime-ul. Avem suport special audio prin AirPods-uri, SharePlay, funcția care îți permite să privești împreună cu cineva filme prin FaceTime sau să asculti muzică, dar mai important, ci că poți invita prin link și alți utilizatori la videoconferință, chiar și de pe Android sau Windows. Redesign la iOS 15 nu vedem, dar în schimb, milioane de notificări deja vor fi grupate pe categorii datorită AI-ului. Iar cu noul Focus Mode, nu vei fi distras de la toate aplicațiile sau de la anumite. Aici deja setezi cum vrei. În aplicația camerei vezi ceva asemănător cu Google Lens, adică poți selecta textul de pe o fotografie și ca de obicei, asta lucrează super integrat cu restul device-urilor Apple. Și mai tare e că prin căutarea în Spotlight poți găsi texte care se află în pozele din galerie, iarăși funcțional gen Google Photos. Aplicația vremii la fel a fost updatată cu mai multe informații și un redesign ușor. Încă ceva interesant, dar tare departe de lumea noastră, vei putea adăuga cheile de la ce vrei tu, casă, mașină, direct în Apple Wallet. Și dacă ai pierdut iPhone-ul, rămâi fără viață. Mergem la iPadOS 15. Aici pur și simplu au adus funcțiile care erau tari pe iOS de anul trecut, plus cele de anul ăsta. Avem o grămadă de widget-uri pe home screen și mai customizabile, ai App Library, unde stă tot gunoiul de aplicații care era înșirat până acum prin foldere. Ca de obicei, multă atenție s-a tras la multitasking, avem noi moduri de a lucra în split view, cu două sau cu mai multe aplicații pe ecran. Aplicația Notes, din câte am văzut, se transformă într-un Google Docs cu taguri, mențiuni și așa mai departe, dar cea mai importantă noutate pentru mine, Quick Notes. Acum nu mai trebuie să scrii toate fleacurile în aplicația de notițe, dar ai un fel de stickere. Cu securitate, apropo, la fel treaba e serioasă, ca de obicei o grămadă de detalii mici care ne vor face să fim mai liniștiți, de exemplu iCloud Plus, un soi de serviciu VPN care ascunde și criptează datele tale atunci când navighezi pe net. Deja peste tot unde vreo aplicație caută acces măcar la vreo informație despre tine, va trebui să-i dai tu accesul. Până și Siri deja poate păstra mai bine secretele executând mai multe comenzi fără net. Posesorii de AirPods, atenție aici! Apare posibilitatea de a amplifica vocile în împrejurimi super zgomotoase, avem mai multe opțiuni pentru noise cancelling, asta la AirPods Pro și Max, iar pentru toate modelele apar mai multe funcții de la AirTags. Dacă le pierzi, conexiunea sa Bluetooth va încerca să găsească alte iPhone-uri pentru ca să-ți arate locația exactă în aplicația Find My Network. Mai mult decât atât, poți fi atenționat dacă ai căscat gura și ai uitat pe undeva AirPods-urile. Nu sunt sigur că le vei putea găsi cu exactitate de milimetri ca și la AirTag-uri, dar 100% asta e o veste bună pentru cei uituci. Și înaintăm cu viteză spre următorul anunț, WatchOS 8. Avem noutăți la funcția de respirație, deja poți măsura și respirațiile în timpul somnului. Ca de obicei, câteva workout-uri noi tare de nișă, dar ce ne interesează pe toți, cadranele noi. Pentru cei care se iubesc atât de tare și au ca wallpaper poza lor, să știți că vă puteți seta portretele pe post de cadran la Apple Watch și încă cu efect de ăsta de magnifier, deci super șmecher. Totodată, un mic redesign avem pentru aplicațiile Photos, Music, Fitness, poți seta mai multe cronometre simultan, aplicația vremii te înștiințează dacă urmează să plouă în următoarea oră, pe asta chiar vreau să o văd. Și totul este legat cu funcționalul Find My Network, AirTags, bla bla bla, avem și aici. Ultimul anunț așa cu adevărat important pentru noi, nu povești cu happy end, e noua versiune de macOS cu noua denumire, Monterey. Funcția vedetă aici e Universal Control. Ai un MacBook în mijloc, un iPad într-o parte, ai mișcat cursorul și bam, controlezi iPad-ul în totalitate cu trackpad-ul și tastatura de pe MacBook. Apoi mai pui un iMac în stânga și faci același lucru, ba chiar poți transfera fișiere, text, bucăți de imagine dintr-un device spre altul. Shortcut-urile de pe iOS ajung pe Mac la fel ca și regimurile Do Not Disturb și Focus. Iată aici chiar le văd super utile, să poți bloca notificările de la anumite aplicații în funcție de locație. Cei care sunt în ecosistemul Apple se vor bucura că funcția AirPlay e disponibilă în sfârșit și pe Mac-uri, adică poți face streaming la muzică și filme de pe iPhone, iPad direct pe Mac, la fel ca și cu un Apple TV. Multă atenție s-a tras și la browserul Safari, pe toate platformele odată apropo. Peste tot avem un redesign care eliberează mai mult spațiu, bara de căutare se micșorează să facă loc taburilor. Acestea la rândul lor pot fi grupate și în general tot browserul
browserul se poate adapta după interfața site-ului. Avem și suport pentru extensii ale browserului chiar și pe iOS, deci pare interesant. Nu știu cum voi, dar eu mă așteptam ca Apple să prezinte măcar un device nou, măcar un indiciu de produs nou, dar băi, nimic, nici o bucată de AirPods-uri. Cu toate astea, noutăți pe software sunt multe, exagerate multe. Și beneficiile lor, ca de obicei, o să le vedem când începem să folosim aceste softuri. Sunt sigur că mai sunt încă o grămadă de chestiuțe tari care stau ascunse acolo, ca în fiecare an. Update-urile finale vor veni la toamnă, dar cei nerăbdători pot instala versiunile beta de iOS, iPadOS, WatchOS și macOS pe unul din device-urile compatibile. Prieteni, cam asta a fost totul pentru azi. Nu uitați să dați un like pentru efort. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!